morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Poate că niciodată versurile unui cântec nu vor rămâne atât de adânc impregnate în memoria unui popor așa cum au rămas acestea. În decembrie 89, când o întreagă nație se revolta împotriva unui regim comunist opresiv, vocea unui singur om a știut cum să deplângă miile de morți căzuți în timpul Revoluției. Era vocea unui rebel cu cauză, mereu în căutarea adevărului. Era vocea unui însetat de libertate și dreptate, Valeriu Sterian. Azi vorbim despre prietenie, azi vorbim despre muzică, azi vorbim despre un mare artist cu o inimă mare, care a înțeles mai devreme decât alții mersul lucrurilor și au reușit să-l spună tuturor. Să încep cu o destăinuire. Când m-am gândit cu Doru să facem o ediție specială în memoria Vali Sterian, ne-am gândit, 48 de minute, deci ne ajunge. După aia, ușor, ușor, când am început să documentăm, ne-am dat seama că nu ne prea ajunge. Și asta de ce? Pentru că am descoperit cumva trei direcții. Omul, rebelul, artistul. Și până la urmă am zis că sper cu voi, la sfârșitul celor 48 de minute, să înțelegem. Artist rebel, omul artist, cum era Vali Sterian? Dacă nu era rebel, nu era artist. Asta e clar. Și ca om era rebel. Poate de aici și farmecul pe care l-avea, măcar așa ca un cotient de inteligență practică, de fapt nu practică, creativă. Un spirit absolut. Cum să spun, suntem la televizor, devastator. Pe românește, dacă erai prost, nu puteai sta lângă el. Nu cred că este cineva care să mă contrazică. Era foarte creativ așa în tot ce gândea și punea la cale, ceea ce pe mine de multe ori mă înspăimânta, pentru că lua niște decizii care erau contrare vremurilor pe care le-am trăit, ca să sintetizez. Și mi-era și frică. Amintesc doar de Piața Universității, când se ducea cu o pasiune ieșită din comună, ar fi zis Marin Preda, și primeam tot felul de telefoane, de amenințare, de ai de mine, cred că m-am îmbolnăvit de inimă în perioada aia, că mă gândeam că pleacă și nu se mai întoarce, să îi se întâmplă ceva, îl arestează, îl răpește. Revolta lui Vali și ancorarea lui în zbaterea asta sociopolitică depășea chiar și puterea lui de înțelegere. Valin n-a fost un rebel, era extrem de aplicat și avea extrem de multe argumente atunci când lua o decizie sau când își asuma un anumit tip de atitudine, fie că era socială sau mai în private. Nu m-am apropiat eu neapărat de muzică, ci mai degrabă tatăl meu, fiind profesor de muzică, m-a apropiat el de mine. M-a obligat, de fapt, tatăl meu întâi să cânt la pian. Nu mi-a plăcut profesoara, că era bătrână, serioasă și avea mustață. După aceea a trebuit să cânt cu vioara, cu el. Dar taică-mă, fiind și el un artist boem, așa s-a plictisit și după două metode mi-a spus, hai, lasă-mă. Și atunci eu am trecut la tobe. Și am bătut în tobe, pentru că erau apropiate de mine. De-abia prin clasa noua de liceu, cântând împreună cu alți băieți, am descoperit și chitara și am început să cânt la chitară. Nicușor are o tobă, bum, bum, bum.
Văd că a vrut Luci să începem cu piața universității. M-am adus aminte. Câți ani aveai? Nu aveam nici prea mulți, totuși nici prea puțini. Și mi-amintesc că atunci că asistam de la mine, mă rog, auzeam de la mine din cameră discuții pe tema mai devreme amintită. Și chiar mi-amintesc că m-am speriat în 13-15 iunie atunci. Alea au fost câteva zile în care am trăit cu teamă. Dar în zilele... A fost șocant, pentru mine a fost șocant și pentru că, în fine, aveam și eu această teamă pe care o amintea mama, am stat foarte încordat toate zilele alea. În zilele Revoluției din decembrie 89, cum l-ai perceput pe tatăl tău de la balconul universității? Păi, eu am fost un pic izolat de evenimentele alea. Revoluția în sine, când a început discursul acela din așa, ne-a prins pe noi doi într-o tabără, eram la munte. Erau foarte mulți studenți acolo, eu sunt o persoană destul de sociabilă, eram și atunci, și au venit niște studenți, au zis, doamna Sterian, a căzut Ceaușescu. Eu am crezut că e o glumă și am luat-o ca atare. Și mai târziu mi-am dat seama, n-am putut să comunic, n-am putut să vin în București, n-am... Mă rog, eram sfătuit să mai rămânem acolo, deci noi ne-am întors în București, când lucrurile, nu că s-au liniștit, dar mă rog, s-au mai ales un pic. Dar într-adevăr am dat într-o seară telefon acasă, am reușit și mi-a răspuns Caramitru. Și zice, dar cine e la telefon? Era foarte exaltat și foarte așa. Zic, chiar stăpân acasă. Unde ești? Da, a fost... Simpa. Noi suntem aici, un cartier general, că sunt foarte aproape. În chipul ce era la noi acasă. Cumva făcuse valii cartierul general al revoluționarilor. Da, al artiștilor revoluționari. Al artiștilor revoluționari, la voi în casă. Da. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă a fost o celebră piesă în care el a vorbit despre sentimentele lui legate de politic. Da, ultimele trei albume au avut conținut puternic politic și social. Când a trecut el spre activitatea asta politică? El totdeauna a fost așa. Numele lui Vali Sterian era foarte important și înainte de Loviruții. Foarte, foarte important.